Un articol cu dedicație pentru UDMR din legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor a fost declarat neconstituțional de CCR. Instanța Constituțională a luat astăzi decizia cu unanimitate de voturi. Legea stabilește că asociațiile și fundațiile vor avea obligația să raporteze instituțiilor statului toți beneficiarii finali, iar în caz contrar pot fi sancționate drastic. De la această obligație prin lege au fost însă exceptate organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale. Dar acum, acest articol a fost declarat neconstituțional de către CCR și va trebui pus în acord cu decizia curții de către Parlament. Restul obiecțiilor opoziției cu privire la această lege au fost respinse de judecătorii constituționali. Camera Deputaților a adoptat pe 24 octombrie proiectul de lege privind combaterea spălării banilor, după ce votul a fost reluat. Inițial, proiectul a fost respins cu 163 de voturi pentru, din cele 165 necesare, dar la solicitarea liderului deputaților PSD, Daniel Suciu, votul a fost reluat și au fost înregistrate 170 de voturi pentru și 70 împotrivă, proiectul fiind adoptat.